un meci important acasă cu, contra unui adversar valoros. Suntem în, suntem pregătiți pentru acest meci, suntem în, eu zic, cu într-o formă bună. Am arătat la ultimul meci că echipa a reacționat foarte bine și sper ca și în acest meci să fim, să facem, să fim mult mai ius ca ei, mult mai bine să facem lucrurile decât, decât Steaua. Știm că au, au jucători valoroși, un lot valoros, cu siguranță că va fi un meci greu, dar am arătat de multe ori că avem capacitatea să, să ne duelăm cu ei, să, să încercăm să fim mai buni ca ei și să câștigăm meciul. Am convingerea că vom face un meci bun, pentru că i-am văzut bine pe jucători și am făcut ultimul meci acasă foarte bun și cred eu că acasă suntem puternici. După aceea contează mult mai puțin cu ce jucători va începe Steaua, pentru că anticipez întrebarea voastră. Ei au un lot foarte valoros, orice jucător care intră e foarte valoros, iar noi pe ei putem să-i batem numai dacă colectiv o să jucăm mai bine decât ei, fără să neglijăm și partea individuală, dar colectiv să, să avem un joc mult mai bun decât al lor. Trebuie să ne impunem principiile care le avem, atât principiul ofensiv, posesia, cât și jocul fără minge, principiul defensiv, acela de presiune. Trebuie să facem un meci complet, trebuie să 90 de minute să jucăm foarte bine, pentru că ultima dată acasă cu ei am jucat 45 de minute foarte bine și după aceea a doua repriză am scăzut. Sper să luăm, să luăm cele 3 puncte, sunt importante pentru noi, puncte importante și un meci acasă și sperăm să le obținem. Respectăm adversarul, valoarea lui și tot ce înseamnă, dar bineînțeles că încredere mare, avem încredere mare în noi și sperăm să facem un meci foarte bun. Probleme de lot nu sunt deosebite, dar vom vedea, majoritatea jucătorilor sunt cu noi în cantonament. Da, Sebi, care o știți deja. În rest vom vedea, vom vedea ce, ce decizii vom lua până înainte de meci, mai avem o zi și... Hai să vorbim doar de meci, atâta. Restul sunt lucruri, da, putem să le comentăm, dar lucruri care nu cred eu că au influență. Între noi și ei totdeauna au ieșit meciuri bune. Noi avem o dorință mare de a, de a încerca să câștigăm, pentru că adversarul e foarte bun și, cum spun ei, orice echipă care joacă cu Steaua se mobilizează, încearcă să dea maxim, încearcă să câștige, pentru că, într-adevăr, așa e, te mobilizează și faci un meci bun cu Steaua, îți dă încredere, îți dă curaj dacă realizezi un meci bun și mai ales dacă câștigi. Așa că, da. Nu contează că ei au jucat un meci în Europa, că noi am jucat bine cu... cu media și nu cred eu. Ei au jucat foarte bine, eu i-am văzut, e o echipă care marchează multe goluri, foarte multe goluri, tehnică rapidă, iute, dar și noi suntem și să încercăm, cum am spus, să avem strategia noastră și bazată pe un joc colectiv foarte bun. Și să fim foarte, să ne autodepășim, să dăm ce avem noi mai bun timp de 90 de minute. Ca să faci un rezultat cu Steaua, în primul rând trebuie să marchezi și să joci foarte bine 90 de minute. Este un avantaj pentru moralul jucătorului dumneavoastră că vom juca mâine seară cu câteva rezerve, cei de acolo? Pomenițile dumneavoastră, eu nu înțeleg că Steaua are un lot foarte valoros, așa că nu cred că cuvântul acesta e bun să-l folosești,
pentru că nu cred eu că un jucător e rezervă sau titular. Lucrurile se câștigă, sunt momente și momente. Fiecare are o oportunitate, o șansă și sunt jucători care, ca și la noi, sunt jucători care sunt în lotul echipei și merită, dacă sunt aici, înseamnă că merită. Bine, ați spus de multe ori că aveți în echipă capitani. Poftiți? Aveți în echipă capitani, mulți capitani. Unde am? Ce? La juniori, mi-a spus dumneavoastră. Așa? Cineva s-a gândit să se ia toți capitani. Hai să vorbim de jocul de mâine. Restul... Lăsați așa să meargă. N-are. Dar vă deranjează? Nu. De ce să ne deranjeze? Dar spuneați că va veni momentul în care Hagi va juca la echipa Dânsului. Cum? Că va veni momentul în care Ianis va juca la echipa Dânsului. Dați să vă dea răspunsul el. El știe mai bine ce face. Eu știu ce fac, el știe ce face. Nu. Deci nu are nicio legătură. Sunt doar speculații de presă. E normal să vorbim despre fotbal, să spunem fiecare părerea lui. Deocamdată lucrurile sunt destul de clare, cred eu, pentru media, pentru suporteri, pentru toată lumea, nu? Noi am renovat acești jucători pe 5 ani. Sunt jucătorii noștri, deocamdată sunt la noi. Dacă va exista în viitor ceva, dar nu în momentul de față, că în momentul de față cred eu că lucrurile sunt imposibile. În viitor, nimic nu e exclus în fotbal, stai să vezi și ce se va întâmpla, vom vedea. Dar Ianis e cu noi, Drăguș e cu noi, Mățan e cu noi, avem 3 jucători în atac foarte tineri, foarte valoroși și vrem să ne ajute pe noi să ne atingem obiectivul, să jucăm un fotbal bun anul ăsta, să ajute clubul nostru prima oară și după aceea, dacă va veni ceva pentru fiecare, vom vedea, vom analiza cum ne-am comportat și până acum. Vom analiza și dacă e un moment bun, bineînțeles că o să luăm decizia cea mai bună pentru jucător și pentru club. Apropo de Drăguș, are o perioadă foarte bună la echipă, îl vedeți la echipa națională? Păi nu, am văzut că vreți să naționalizați pe cineva. Apropo, asta nu înseamnă că nu-i bun, dar n-ați vorbit de Drăguș. Iar e un păcat. Așa văd eu, iar sunt subiectiv, dar nu subiectiv. Voi sunteți subiectivi, nu eu. Nu, dar nu e acel. Văd că se propun, avem vârfuri, dar el nu are goluri. Și are doar 19 ani. E și el tot vârf, chiar dacă e nou. Da? Și e român. La el nu mai trebuie să naționalizați, să știți. Sau poate trebuie, cine știe, că e de la Hagi. Poate trebuie să mă naționalizați și pe mine. Păi da, îmi vine să râd. Deci, stăm, avem pe Drăguș, dă niște goluri și omitem așa cu ușurință și de 2 săptămâni vorbim de același lucru. Și nu vorbim de el. Nu vorbim de el, ce un jucător tânăr de perspectivă care poate fi. Nu vorbim de Coman care e vârf. Dă 3 goluri, 7 goluri și nu-i bun. Iar, dă goluri, dar nu-i bun. Tot de la mine, da, normal. Nu? Trebuie să iasă ceva negativ, nu? Dar a vorbit selecționerul despre Ianis Hagi și a spus că încă nu este pregătit să facă pasul la echipa națională. Nu mai vorbesc de echipa națională, m-am spus. Deci nu vorbesc de echipa națională, mi-am zis, nu e Cosmin Face, el e responsabil și el... Deci nu încălziți iară, nu vreți să încălziți iară să mergeți pe drumul vostru. Nu, nu are nicio... Ianis, în primul rând, are U21... un meci, 2 meciuri importante unde trebuie să România, unde trebuie să cu toți acolo împreună să reprezinte România, să încercăm să facem și noi rezultate foarte bune pentru a ridica standardul României pe plan internațional. Așa că au 2 meciuri importante la U21 în care fiecare cei mai buni să fie acolo, să lupte pentru șansa lor, pentru că dacă s-ar califica ar fi o chestiune extraordinară. Pentru noi toți. Așa că nu mai o încălziți voi cum doriți, dar asta e. Mâine să avem un prim? Nu știu, depinde, poate jumate steliști sau 3/4 steliști și vreo 5% cu noi. Probabil, eu știu.
sau aia, abonații care avem, 1000 de abonați care avem, care probabil și jumate sunt cu Steaua. La cine știe, eu știu. Nu știu. Important e, important e că în suporterii noștri totdeauna, cred eu că sunt printre cei mai fericiți în România, pentru că a avut o echipă extraordinară care a jucat fotbal în ultimii ani aici. I-a făcut de multe ori fericiți. Au făcut și un lucru incredibil, nu? O minune la Constanța s-a întâmplat, nu? Aceea de a veni, de a ieși o echipă campioană. Nu? Era singur oraș în portoar în lume care mi se părea mie că nu ești campioană. Uite că s-a întâmplat și acest lucru. Și cred că suporterul nostru e mulțumit. După aceea vom vedea majoritatea să țină cu noi, sper să fie cu noi, să ne încurajeze, să, pentru că avem nevoie de el și ar fi bine ca să fie cu noi. Puteți să vă bateți la titlu cu această echipă pe care o aveți, singur de fapt că sunt tot foarte tineri? Realist fiind, eu în fiecare an am luat-o de la capăt. Așa că nu pot să promit în momentul de față nimic ceva extraordinar, pentru că totul se întâmplă pe parcurs. Sper ca noi să creștem în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, să ajungem să devenim o echipă puternică. Vom vedea, suntem încă la început de campionat, muncim în fiecare zi să fim mai buni și să facem să fim competitivi. Vom vedea. Până acum am făcut-o bine, mulțumit de tot parcursul în acești ultimii ani ai noștri, creșterea noastră care am avut-o, da? Noi de anul luăm de la capăt și sperăm ca și anul ăsta să facem un an bun. După aia, unde vom fi, vom vedea. Nu suntem noi cei destinați deocamdată sau cei care să ieșim să zicem că vom fi noi campioni. Deci nu... Cu toate că în mentalitatea noastră, în strategia noastră și mentalitatea noastră e să devenim cei mai buni, dar vom vedea, nu pot să anticipez lucrurile atât de tare. Vom vedea. Dacă vom crește bine, dacă și noi o să fim inspirația antrenorii, și o să lucrăm bine, o să facem iar, cred eu, o treabă așa de bună cum am făcut-o în anii trecuți. Așa cred, dar vom vedea, nu pot să promit. Aveți un secret anume, sunteți cunoscut ca antrenorul care reușește să îi resuscideze pe anumit jucător în perioade de creier din viața lor profesională, la dumneavoastră echipă reușește să își revină și apoi să plece? Da, eu vă zic că e mai simplu. Cine-i lângă mine, îi merge bine. Cine-i cu mine, îi merge bine. Nu? Dacă nu, iar v-am dat o temă. Iar vedeți pe unde am trecut, când am trecut, dacă lucrurile au fost în regulă sau n-au mers. Adică se face performanță. Chiar dacă, în anumite etape ale vieții, mi-am dat demisia. Da? Printre primii sau singurul sau care, când am văzut că nu e loc de performanță sau nu se vrea, nu suntem împreună, atunci am decis ca să plec. Restul și inclusiv la Galata, când am stat un an de zile, am câștigat. Așa că cred că sunt și eu bun de ceva. Cred. Am o mentalitate, cum am spus, acestui club al meu, de când am coborât în vestiar, cred că nu știu cum antrenez și antrenez, dar am adus un lucru important. Acela de a dori în fiecare zi să devii cel mai bun. Un spirit de învingător, să ai încredere în tine și curaj, o mentalitate puternică de sportiv, trebuie să reziști la presiune, pentru că rezultatul și performanța îți creează o presiune și nu trebuie să-ți fie frică de ea, din contră, să-ți placă, să o simți și să-ți placă, să ai plăcerea de a câștiga, pentru că așa te simți fericit și pentru lucrul ăsta trebuie să te lupți ca să fii fericit. Cu cât câștigi mai mult, cu atât fericirea e mai mare și cred eu că cu toții ne dorim lucrul acesta. Așa că nimănui nu-i place înfrângerea și nu poți să construiesc cu înfrângerea nimic. Chiar dacă ea vine din când în când, dar important este să ai mai multe victorii, iar în acest vestiar eu asta am adus, mai multe victorii decât înfrângeri, atunci înseamnă că mai multă bucurie am adus în vestiar, fericire decât dezamăgire. Acesta e lucru bun al meu care trăiesc eu, mentalitatea mea și unde sunt eu, încerc să fac lucrul ăsta. Să aduc, stau numai cu oameni pozitivi, care au încredere în ei și cred în ei și se pot lupta. Dacă nu ne-am născut să existăm, cum spun eu, nu m-am născut să exist,
M-am născut să câștig. Și îmi place să câștig, așa că lucrez, câteodată se mai întâmplă, din când în când se mai întâmplă și acest lucru. Dar la mine s-a întâmplat de multe ori. Nu mai uitați-vă câte titluri am și personale și colective. Și cred că acesta e rolul în viața unui sportiv. Să aibă o mentalitate de învingător. Și eu cred că acest lucru l-am adus în vestiar. Din când în când s-a întâmplat. E foarte greu că an de an trebuie să o iau de la capăt. Nu mi-e ușor. Dar am o responsabilitate mare. M-am obligat acum 10 ani, 9 ani. Foarte tare cu fotbalul încă o dată. Și încerc să fac cât pot eu mai bine. Anumite lucruri. Cât pot, până pot. Și sper să pot să o fac în continuare foarte bine. Torge este liber de contract. Dumneavoastră l-ați descoperit la Timișoara. Vreau să vă întreb dacă... Cine? Torge. Așa. Un modificator pe care i-ați adus, da. Nu știu, v-a interesat? Facem interese la... Noi nu facem publice când vrem un lucru. Da, e un jucător interesant, cum să nu. Foarte interesant. Acum mai rămâne doar să-l întrebați pe el dacă mai vrea să joace fotbal. Că și acesta e un aspect. Și dacă el vrea să joace fotbal, fotbalul nu se uită, dar după aceea trebuie să muncești, trebuie să pedalezi, să fii focusat, să-ți dorești să fii, iar că el nu se uită. Iar Gabi știe fotbal, e jucător foarte bun și eu sper ca el să-și dorească în continuare să joace fotbal. Ar fi bine, ar fi foarte bine, ar fi extraordinar, dar lucrurile sunt puțin complicate, dar nu imposibile, pentru că amândouă echipele noastre, chiar dacă au prins o seară, Steaua oricum a jucat bine, n-am văzut meci cu CFR, am înțeles că au făcut o partidă, un meci slab, dar posibilitățile echipei a lotului sunt mari, joacă ambele meciuri acasă, trebuie să creeze o presiune, să marcheze multe goluri, să creeze presiunea adversarului. Adversarii sunt buni, dar nu sunt imposibili, așa că se poate. Pentru că s-au văzut în fotbal atâtea și ei, în primul rând, trebuie să creadă în acest lucru, să marcheze multe goluri. După meciul cu luxemburghezii, chiar ați spus că a crescut mult fotbalul. Victoria lui Delange, fotbalul din Luxemburg. Victoria lui... Ei au crescut în organizare, știu ce vor. Au început să aibă un proiect la nivel național, care noi nu-l avem. Ei l-au. Din câte am înțeles eu cât am fost acolo, au un proiect la nivel național și, bineînțeles, cluburile de fotbal au început să devină profesioniste, au început să plătească jucătorii destul de bine. Belgia e aproape, Franța e aproape. Am văzut că s-au dus și prin Portugalia. E ușor să naționalizeze un jucător. Ei au nevoie de naționalizare. Noi nu avem nevoie, cred eu. Noi avem nevoie. Țara noastră e atât de mare și atât de competitivă și atât de atâția jucători bune avem. Dar ei au nevoie. Și ei au mers pe această linie și au început să aducă să semneze jucători tineri care în viitor ușor o să naționalizeze. Sunt francez, că sunt belgieni, că sunt portughezi și atunci ușor să-și facă și echipa națională, să-și facă, pentru că înțelegeți și dumneavoastră un lucru esențial în epoca în care trăim, e oricine, în orice colț al lumii, tactică, cunoaște tactică. Oricine. Și dumneavoastră, cred că dacă intrați pe YouTube sau pe astea, vă dă scheme, vă dă ce face Guardiola, cum antrenează ăla, poate toți putem să antrenăm. E important să faci diferența. Deci, ca și doctori, nu? Toți operează, dar unul îl cheamă doctor cel mai bun. Așa că trebuie să ai detaliile și eu cred că noi avem capacitatea asta, românul, să putem să facem diferența. Dar ne lipsește o organizare. Nu uitați ziua în care v-am spus acum o săptămână, nu? Am vorbit cu voi, nu? Hai, puneți-o bine, toată aia, și ne auzim peste niște ani. Oricum au trecut 27, 28, am crezut, că am zis 27, dar sunt 28 de ani aproape. Da?
n-ați băgat-o în seamă, ați trecut peste tot, treceți în continuare, vorbiți de ce vreți și o să vedeți că lucrurile din ce în ce o să fie mai greu. Și o să ne plângem mult în continuare. Eu v-am spus, țineți minte ce am scris, ce am zis în ziua aceea. Și ne vedem peste ani, iar. Și vedem dacă se, ce va fi. Dar e păcat mare. Păcat mare pentru că nu ne trezim și nu vrem să, nu ne dorim cu toții să, să împingem într-o direcție importantă, aceea de a face performanță. De a face performanțe foarte mari. De a, ne, de a construi, de a construi, succesul se construiește. El nu vine, nu e întâmplător. El vine, doar dacă ai o strategie bine definită la nivel național. Iar sportul în România trebuie să devină o prioritate. Dacă nu, ușor, ușor, ne va fi foarte, foarte, foarte greu să mai ieșim pe scenele care sunt frumoase și care, acelea unde există mentalitate, unde se câștigă și o să dispărem. Așa, dacă nu, dacă nu ne, ne trezim. Apropo de creșterea asta a altora, Vitor a jucat în Cipru. Acum ciprioții au trei echipe în play-off, au participat trei cu șanse mai. Cămăniță, scuză-mă, ce să fac? E același lucru, nu ți-am răspuns înainte. Mă spuneți niște lucruri, niște fapte care se întâmplă, iar la noi aici doar ne certăm. Și începem și vorbim numai negativ, ne certăm între noi, dar nu face nimic să scoatem în față un proiect, să mergem în România, să sportul să devină prioritate. Dacă va deveni, cu siguranță, cu siguranță, cred că încă speranța mare ultima, că se poate deveni cel mai bun. Să revenim unde am fost. Unde am fost. Nu se cere nimic altceva decât doar să sprijinim sportul. Pentru că e un segment social important al societății românești. Deci, un segment important al societății românești. Dacă vrem să mai existăm, să mai ieșim și noi după graniță, că așa o să stăm în țară, o să ne certăm unul cu altul, dar noi și nu mai știm ce e după graniță. Acum mai avem câte o echipă, câte două, dar să nu mai ajungem să ne jucăm între noi. Prin cartiere. Prin cartiere, să ne ajungem prin cartiere, să jucăm pe acolo. Și obiectivul în fotbal, dar și în alte sporturi, ca am zis, individual mai ne iese câte cineva, dar în sport colectiv, cum e și fotbalul, să nu mai ne punem performanță să facem câte un jucător. Că atunci ajungem să jucăm în cartiere, unul după altul. Să jucăm unul între altul, între de cartiere. Singurul obiectiv în sportul colectiv e să creezi foarte mulți jucători. O echipă competitivă cu jucători. Acesta eu zic că ar trebui să fie proiectul performanței. Să faci echipe foarte bune, cu jucători foarte buni. Deci nu un jucător, doi. Nu doar să promovăm jucători, să avem jucători foarte buni, să echipe care să joace fotbal foarte bun. Iar loturile naționale ale României, performanța înseamnă calificări. Pentru mine. Cel puțin eu așa am trăit. Nu pot să vorbesc altfel. Chiar dacă mă obligați, chiar dacă vă supărați pe mine, chiar dacă nu cade bine la cineva, cuiva, așa am trăit, așa am născut, am o vârstă și pe timpul meu se făcea performanța însemna calificări. Când faci aceste lucruri, însemnau victorii. Acele victorii aduceau iară fericire. Fericire populației, fericire suporterului, fericire dumneavoastră, fericire nouă celor care am jucat, fericire. Din păcate, acum nu mai suntem fericiți. Trebuie să ne luptăm pentru acest lucru. Și merită, pentru că, cum am zis eu, te face fericit. Dar nu știu dacă mai avem această mândrie, acest orgoliu, această mândrie a noastră că suntem români și că putem și că suntem buni. Dacă o avem, dacă nu, asta e. Vom vedea ce va fi. Dar performanța pentru mine înseamnă calificări. Înseamnă calificări, 100%. Victorii și calificări. Restul, da, fiecare poate să țină cu el, mai poate să
mai avem un prieten, mai vorbim frumos, mai ținem cu el, mai umflăm pe cineva, din când în când, și uite așa, important e că ele ce rămân înseamnă performanțele, înseamnă calificările și titlurile. Acelea sunt lucrurile mari care rămân. Iar identitatea vine atunci când nu ai. Sperăm să se întâmple și în viitor în România. Da. Vreau să mă întreb despre Simona Halep. Da. A putea să mai câștigă... Simona, cum i-a zis și lui taicăsu, până în sferturi de finală, că așa, cel puțin și eu am avut trăirile acestea, joacă antrenament cu public. Deci nu e nicio problemă până în sferturi. Pentru mine a ajuns la o maturitate, la o experiență, la o putere. Cred eu, când ea e odihnită și e foarte puternică. Atunci, până în sferturi, ea joacă cu toate adversarele care joacă antrenament cu public. După aceea, semifinale, finală, deja lucrurile sunt mai grele pentru ea, e mai greu, devin meciuri grele de tot, unde e greu să câștigi, poți să pierzi, dar eu zic că până acolo, aici a câștigat Simona în ultimii 2 ani. Din tot ce a făcut, e atât de puternică, tactic, tehnic, mental, fizic, arată bine și când ea e din aceste puncte, e 100%, eu zic că e cea mai bună. A demonstrat că e cea mai bună și mă bucur tare că avem un sportiv care ne reprezintă la nivelul cel mai înalt în lume. Face reclamă României. Bravo ei, am felicitat-o și sperăm și noi să ne mergem toți ceilalți să aspirăm să mergem după ea.